Bună și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. O vedeți și pe Luna în cadru, Luna cu o minge, care probabil va scăpa de 1000 de ori pe jos, dar nu contează. Despre ce vorbim în video de azi? Pentru că sigur vor fi întrebări, la fel filmez video ăsta exact la o zi după ce l-am postat pe celălalt ca să terminăm. Nu știu exact, m-am uitat, n-am apucat să mă uit pe comentarii dacă au fost comentarii la video cu ce am citit în luna martie sau nu, dar vreau să vă fac un mic update și să vă zic ce se întâmplă și care e faza cu operația. Video ăsta o să pare exact înaintea Paștelui, așa că vă mai zic încă o dată sărbători frumoase și să fiți fericiți și să fiți bucuroși. Și da, ideea este că eu de un an de zile cam trebuie să mă operez și să-mi scot bila. De ce trebuie să-mi scot bila? Trebuie să-mi scot bila deoarece are, nu multe, foarte multe pietricele. Și sunt niște pietricele mici. Dacă erau niște pietricele mai mari, nu era nicio problemă, puteam să rămân cu dânsa acolo. Doar că trebuie să scot pentru că dacă, Doamne ferește, din câte mi-a spus și medicul, adică medicul, vreo 4 medici mi-au spus, trebuie să o scot deoarece dacă una dintre pietricelele alea o ia alandala prin corp, nu e bine, ca să înțelegeți. Nu vă zic exact cum a zis dânsul, dar nu e ok. Și din cauza asta am fost și mi-am făcut toate analizele de nu știu câte ori, cred că ea m-am săturat să mă înțepește aici, sincer vă zic, sătulă de ace, sătulă de... Nu că am vreo problemă cu ele, dar da, nu sunt punctul meu foarte în sensul că nu că nu-mi plac sau ceva de genul sau cu vaile și din cauza că văd sânge sau așa, pentru că de fiecare dată când plec de la ei, de la clinică, e zbânătă pe mână, mă învinețesc sau îmi spar vena sau nu găsesc vena și încep să fac așa cu acul prin vena mea și se simte și e nașpa, dar în fine. Și mi-am făcut controlul, nu mai știu exact, în fine, un ecograf gen la tot, ficat, rinichi, splină, tot ce prin corp, să văd dacă totul e ok. Și atunci am descoperit că bila mea are o grămadă de pietricele și că e, nu e caz de urgență, că dacă era vorba de urgență, deja era operația făcută, doar că din cauza bilei, eu, de exemplu, nu pot mânca o chestie, să zic așa, nu știu, faceți o friptură și o friptură care este mai grasă, ca să zic așa, sau niște coaste mai grase sau McDonald's, o luăm așa, pentru că mi se face rău. Ca să înțelegeți, imediat mi se face rău, imediat îmi vine să vomit, am senzația de a vomita, vomit în continuu și ultima oară când am vomitat, credeți-mă că nu a fost frumos pentru că am ajuns la urgențe și mi-au pus perfuzii pentru că vomitam, 3 zile am vomitat în continuu, ca să înțelegeți. Și nu este nimic de la stomac, am o mică gastrită, dar nu este gravă în sensul că mi-au băgat tub de la pe gât, au văzut ce am acolo, este un fel de mică găsit în corp, dar nu este ceva grav. Și mi-au spus că din cauza bilei am chestia asta că nu pot mânca o mâncare mai grasă sau uitați, inclusiv eu dacă încerc să mănânc grătar, imediat mi se face rău. Și nu este vorba că mi se face rău vomit odată și aia e. Nu! La mine când începe vomitatul, vomit până îmi vomit fierea. Și după aia când încep să beau apă, vomit și apa. Și ultimul lucru care îl fac este să ajung la spital și să-mi pună perfuzie, pentru că altfel nu-mi revin. Și chestia asta s-a întâmplat ultima oară, cred că prin... înainte de Crăciun, cam așa, cred că înainte de Crăciun. Oricum, înainte să facem vlogmasul. Și de atunci am cam evitat orice formă de mâncare grasă. Nu zic, fac un pui, fac o friptură, doar că încerc să mănânc și dacă mănânc, mănânc puțin. De exemplu, la fel, nici murăturile nu le pot mânca, că la fel mi se face rău. Sau, nu știu, roșiile. Ah, inclusiv am fost la, ca să înțelegeți până unde a ajuns doctorița mea, m-a trimis inclusiv la imunolog, alergolog sau cum se cheamă. Și da, am, dacă mă vedeți că tot fac, este din cauza că am alergie și am alergie acum primăvara la polen.
Asta e problema mea, în sensul că cum încep să înflorească copăcii și cum încep să se facă florile și așa, Raluca e cu nasul atât și cu ochii atât. Pentru că am ochii, da, am și cearcăne, în fine, faceți excepție de chestia asta, dar ochii mei sunt înlăcrimați și nasul meu aici este tot blocat. Și mi-a zis medicul că, da, e o chestie care majoritatea oamenilor o au și nu conștientizează sau nu bagă de seamă și zic că e o mini răceală, dar nu e o răceală, e o alergie. Și mi-a zis să iau Claritin, că nu e ceva foarte grav, adică nu-mi trebuie tub de ăla pentru, în fine. Și am fost și la imunolog totodată. Pentru operație trebuie să fac niște analize la sânge, trebuie să mă duc la medicul meu generalist, cum ar veni, pentru că așa se cheamă aici, să-mi facă eu un examen care constă în EKG, să mă consulte, să vadă că totul e ok, că nu am, nu știu, vreo rană deschisă sau chestii de genul, sau mă duc cu, Doamne ferește, cu mâna ruptă sau ceva la operație. Și examenul va fi exact cu o săptămână înaintea, de obicei așa este recomandat, cu o săptămână înaintea operației. Operația va avea loc la o clinică de aici, la o clinică particulară. Mă duc pe 28, pe 28 este operația, pe 28 dimineața mă duc la clinică și pe 29 mă externează. Cum ar veni, stau acolo o seară. Este o operație la parascop, nu este nimic. Oh, vai, o să, nu știu ce o să se întâmple. Concediu, după care o să am concediu medical între 2 și 3 săptămâni, nu știu exact, asta este în funcție de cum se recuperează organismul meu. După 7 zile știu că trebuie să mă duc la o consultație și să-mi scoată firele. Voi avea 3 găuri în corp, ei, noi, în burtă, din câte mi-a zis medicul. Atunci pe 28 mă duc dimineața, mă internează, îmi fac analizele pentru că așa ți se face și după ești, da, programat la operație, nu știu exact când va fi programarea, poate să fie dimineața, poate să fie după amiază, poate să fie seara, dar cred că va fi undeva dimineață. Vor face analizele de sânge, vor vedea dacă am vreo alergie la anestezic, deși nu cred că am așa ceva. Și operația va decurge 40 de minute, din câte am înțeles. 30 de minute operația și 10 minute până închide, până în fine, chestiile dinainte și după operație. Și după am medical și recuperare. Mi-a zis medicul că probabil 3-4 zile va fi foarte rău și foarte greață și foarte... Voi simți foarte nașpa, dar nu e ceva care să zic că... Na, nu e... În rest... Ce am mai făcut? Am citit, am muncit, am și la muncă o grămadă de pe cap. A fost Paștele Catolic aici, nu am filmat și nici nu o să filmez ce facem noi de Paști, chestii de genul. Am vopsit niște ouă, am făcut o pască și o friptură. Eu nu mănânc miel, nu mănânc iepure, nu-mi plac, pur și simplu o friptură normală. Și am mai făcut o salată de bof pentru dânsul, pentru că eu nu am avut voie să mănânc chestii înainte de operație. Chestii sărate, chestii care să fie grase și lucruri de genul. Da, după operație trebuie să ții regim vreo 3 luni. În fine. Am să vin acasă. Vreau să vin acasă în iulie, cred că vei veni acasă pentru o săptămână sau două, pentru că nu am mai fost de foarte mult timp în țară, de vreo 2 ani deja, cred că aproape 3 și e cam timp. Mi-am găsit și bilet, trebuie doar să-l cumpăr și da, voi veni și acasă, de pe aștept să vin acasă, n-am mai fost acasă și mi-e dor. Nu că nu-mi place aici și nu că nu sunt bucuroasă. Apropo, e primăvară, mi-au înflorit toate florile prin curte, bine, nu la lelele când filmez, dar am să vă iau cu mine și am să vă las niște secvențe în clip. Chiar cred că am să mă duc să filmez și am să vă las niște secvențe acum, să vedeți cam cum e afară.
chestiuni. Da, sper că ați văzut lalelele și narcisele și... Nu lalelele, narcisele și zambilele, că lalelele încă nu erau ieșite. Am avut și brândușe. Ați vă las pe aici niște poze. Am avut brândușe galbene. Prima oară când am văzut brândușele galbene. Încep să-mi iasă și... Cred că v-am zis și în video când am filmat. Încep să iasă și bujorii. Dar bujorii mai prin aprilie, mai încolo, probabil o să înflorească. Mă bucur că în sfârșit vine căldura, în sfârșit vine, deși au fost și aici niște perioade dintre alea când azi sunt 18 grade, mâine sunt 3. Da, se mai întâmplă și de astea. Și mă bucur că vine căldura, că vine vara, deși 2-3 luni n-am să am voie să ridic și să fac mai nimic din cauza operației. Asta e. Da. Și Raluca s-a decis să se facă înapoi mov, pentru că s-a plictisit de culoare, s-a plictisit de marau, s-a plictisit de toate chestiile și a zis că, băi, hai să trecem înapoi la mov. Nu știu ce culoare acum e un mov cu gri, cu... Se spală. Și, de fapt, știți ce este asta? Că nu e vopsea, ca să înțelegeți, este violet de gențiană. Ce fac cu violet de gențiană? Dacă tot vorbim, îl pun în masca de păr, mi-l pun pe păr, las masca vreo 10 minute, 12 minute și iese mov. Așa. Singurul dezavantaj este că pătez tot prin baie când mă spăl pe cap și după aia trebuie să spăl cu clor, dar asta e. Și al doilea dezavantaj este că... Al doilea. Da, al doilea și vă zic și al treilea. Mă fac toată mov pe mâini când mă spăl pe... când dau masca jos de pe păr și mă spăl cu șampon. Iar al treilea este că se duce destul de repede. Adică după 2-3 spălări trebuie să-ți reaplici masca cu violet de gențiană ca să ai cât de cât o intensitate a culorii. Pentru că dacă nu ajungi cam cum e pe aici, așa, părul, ajungi un fel de gri. Nu mă deranjează, oricum e în 7-a pe părul meu. Știu că râdeam când am fost acasă la doamna Gabi, care mă tunde pe mine, tot timpul îmi spunea, Raluca, de fiecare dată, dacă te vopsezi, dacă îți fac șuvițe, orice își face la părul tău, niciodată nu o să-ți iasă o culoare uniformă. Mereu trebuie să-ți iasă în 7-a pe. Pentru că mereu când îmi făcea părul sau mă vopsea sau îmi făcea șuvițe, mereu o șuviță ieșea mai închis, una mai deschis, una mai căcăniu în dungi și așa mai departe. Și exact așa este și acum, exact în 7-a pe este și acum părul meu. Și da, mi-a crescut părul destul de mult și încerc să-l am, să am grijă de dânsul. Am găsit un nou ulei de păr pe care îl folosesc. Mi-am recumpărat șamponul acela de care vă ziceam eu, de la L'Oreal... Series Express, cred că așa se cheamă, ăla cu quinoa, ăla este cel mai bun. Deci am avut de la ei nu știu câte șampoane, dar șamponul ăla este cel mai bun pentru părul meu. Îl lasă moale, fin, îl ajută. Bine, eu nici nu prea folosesc, ca să fiu sinceră, feonul sau placa sau ondulatorul sau chestii de genul. Mă plictisesc să folosesc chestiile alea. Stau cu mâinile așa 7 ore. Da, ce părul nu-i bun așa? Cum o fi? Asta e bun și așa. Dacă nu, îl luăm, îl prindem într-o coadă și aia e. Da. Și cam astea sunt update-urile, să spun așa, despre mine și despre viața mea. Mai sunt câteva cărți noi cumpărate, mai sunt câteva cărți noi primite de acasă, în limba română. Dar alea vi le voi prezenta probabil un pic mai încolo, după ce voi termina cu operația și voi termina cu concediu medical și cu revenirea, pentru că sigur în concediu medical nu voi sta și nu voi porni camera să vorbesc, pentru că na, trebuie să mă recuperez. Dar da,
Cam asta este tot. Am vrut să facem așa o mică discuție, o mică șuietă, să mai vorbim, să mai vedem ce mai faceți voi, ce mai spuneți voi, cum mai sunteți. Ăsta este update-ul despre mine și despre operație și ce se va întâmpla cu mine în perioada următoare. Va mai apărea săptămâna viitoare un clip, ca să știți. N-am filmat când m-am operat, pe ce m-am operat exact zilele alea, dar am filmat cu mult înainte și va fi vorba despre niște cărți și citit și chestii. Veți vedea. Dar da, cam asta este tot. Dacă vreți să aflați informații despre ce s-a întâmplat la operație sau așa, lăsați-mi în comentarii sau dați-mi un mesaj și pot face un video în care să vă spun mai multe detalii. Momentan tot ce știu este că voi merge acolo dimineața, mi se vor face analizele, voi face anestezia, mă vor opera, mă vor trezi din anestezie, probabil voi sta acolo peste noapte și a doua zi voi fi trimis acasă. Asta e tot. Dar da, cum am mai spus, asta este tot, ne auzim, că nu știu, dar garantat săptămâna viitoare veți mai vedea încă un video pe acest canal. Am să încerc încetul să revin la forma inițială a canalului, doar că viață. Da, asta este tot, v-am pupat, dacă mai zic o dată asta este tot, cred că mă împușcați. Pa!